Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din comuna Lipnița, județul Constanța, și-a cinstit astăzi unul dintre ocrotitori pe Sfântul Mucenic Dasie, martirizat pe teritoriul Dobrogei în anul 304. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie de Hram a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Sfântul Dasie este unul din mucenicii care au pătimit în Dobrogea. Pătimirea sa a fost la Axiopolis, Cernavodă, în anul 304. În vremea aceea venise poruncă de la împărat să se facă sărbătorile și sărbătorile de aici erau închinate mai ales zeului Saturn și iată Sfântul Dasie a înfruntat cu tărie. I-a fost adusă cădelniță cu tămâie să jertfească împăratului. El însă a spus, eu jertfesc împăratului ceresc, lui Iisus Hristos, al cărui rob sunt, dar împăratului pământesc. Nu îi se cuvine jertfă de tămâie și nicio altă jertfă, doar respect. Și atunci, dându-i se o cădelniță, el a împrăștiat-o peste tot și a zis, pe Hristos îl mărturisesc, căci cu el vreau să mă întâlnesc, și a fost amenințat, până aici ți-a fost viața ta. Și el a răspuns, viața mea este Hristos și nu măsoară nimeni, nu-i găsește hotar decât Hristos, Dumnezeul cel viu care mi-a dat-o. Așezământul monahal de la Lipnița este situat pe drumul care leagă mănăstirea Sfântul Apostol Andrei de mănăstirea Dervent și a fost întemeiat în luna noiembrie 2004.